Produsele moldovenești exportate în Rusia vor fi scutite de taxele vamale în continuare. Executivul de la Moscova a extins aceste facilități până data de 31 martie 2021. Subiectul a fost abordat și în cadrul vizitei fostului președinte la Moscova de la sfârșitul săptămânii trecute. Decizia luată de guvernul de la Moscova prevede că până în data de 31 martie 2021, fructele, legumele, conservele și produsele vinicole din Moldova vor fi livrate pe piața rusească fără taxe vamale. Igor Dodon a accentuat că în pofida situației politice complicate, când noul președinte al Republicii Moldova critică Federația Rusă, autoritățile de la Moscova au aprobat o decizie corectă în interesele oamenilor și nu a politicienilor. Eu sunt rad că am smogli ubedit naših partnerov російських, щоб продлити безпошлі експорт із Молдови, імпорт в Росію молдавських товарів по 5 товарним позиціям. Це і вино, це і консерви, це і яблуки. Це дуже важливо, тому що благодаря тим льготам ми економимо в год около 20-25 мільйонів доларів. Igor Dodon a amintit că la acest rezultat s-a ajuns datorită discuțiilor periodice pe care, în calitatea lui de președinte, le-a avut cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Amintim că anterior, în urma discuțiilor dintre Igor Dodon și Vladimir Putin, autoritățile de la Moscova au decis să acorde un ajutor în valoare de jumătate de miliarde de ruble sau aproximativ 111 milioane de lei pentru susținerea fermierilor care au avut de suferit în rezultatul secetei din acest an. Prima tranșă în valoare de aproximativ 60 de milioane de lei a ajuns pe conturile de stat de la Chișinău. Acești bani vor fi redirecționați până la finele anului curent la 3172 de agricultori care au depus solicitări de compensare la Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultura.